Bun găsit, o nouă ediție a Orei de Sport. Astăzi facem una de aia, ca băieții, cum se spune, vorbim despre fotbal. Avem în studio doi componenți al lotului Gloriei Buzău. Suntem înainte de a treia etapă, înaintea meciului cu CSM Slatina. Vorbim astăzi despre fotbal și nu numai, vorbim și despre viețile, despre faptele și întâmplările din spatele vieții de fotbalist. Dorin Burlacu, a notat așa, de la mic la mare. Alin Manea, bine ați venit la noi în studio. Și vreau să încep abrupt, pentru că nu avem foarte mult timp. Vreau să mă refer înainte de această ediție a Ligii a doua. Cum e după o vară dintre asta de acumulări? Sunt legende despre Forbanul pe care îl făcea Steaua până în anii 80, iarna, despre cantonamentul de la Câmpina lui Dinamo. Cum e pauza asta dintre campionate? Bănuiesc că e cea mai urâtă de fotbaliști. Da, este o pauză destul de lungă. Într-adevăr, este greu la început până ne acomodăm cu efortul până una alta, dar ușor, ușor ne obișnuim și trebuie să muncim. Na, vă dați seama, este un pic mai greu la început, cum v-am zis, dar ne adaptăm și nu avem nici altă variantă. Vorbim aici de adaptare, de readaptarea la efort după vacanță. Da. Da. Alin, acum, na, tu ești și proaspăt căsătorit, o să vorbim și de asta. În primul rând, stai și departe de familie, niște două luni de zile aproape. Da, chiar asta voiam zic, că pentru mine nu a fost chiar așa o perioadă neplăcută vacanța, pentru că a fost, pot spune că a fost cea mai frumoasă vacanță din viața mea, că m-am căsătorit. Dar da, este cea mai neplăcută din punct de vedere al sportivului, că nu există jocuri oficiale, nu ești în febra competiției și se pune aspect mai mult pe partea fizică. Mai și chestia, că auzi, acum presa e la un pic distanță și în fiecare zi, mai ales când îți propui ceva, auzi, bă, ăia l-au luat pe ăla. Poliaș, na, dăm un exemplu, o echipă care a făcut o campanie bună. Ia uite, l-au adus pe ăla. E și asta, că nu știi cu cine joci. În iunie nu știi cu cine o să joci, ce adversar o să ai. Bănuiesc că e și dilema asta. E foarte greu de trăit cu dilema asta. E un lucru normal în perioada asta între competiții. Este o perioadă deschisă la transferuri și orice poate apărea. Toate echipele normal să se întărească, dar și noi cred că ne-am întărit și avem un lot foarte competitiv. Cum sunt noi colegi, Dorin? Eu mă înțeleg foarte bine cu ei. Bine, grupul în general i-a primit foarte bine, chiar sunt jucători de valoare, s-au adaptat foarte repede în echipă și sunt de mare ajutor. Cât de importantă e chestia asta? Că auzim tot timpul un grup omogen, auzim expresii de astea care sunt în pământ, înainte așa în fotbal, dar unele sunt cam dezbrăcate de sens. Un grup stabil, ca să nu mai zic aia, că suntem o familie, că aia e deja oarecum perimată, dar cât de important să nu, măcar suntem 20 de inși, 23 de inși, cât suntem, nu ne certăm între noi și nu ne privim așa chiorâși. Pentru mine, din punctul meu de vedere, este foarte important asta, să fim o familie, fiindcă doar așa putem avea rezultate și practic tragem toți la aceeași căruță, mai ales acum că obiectivul nostru este promovarea. Și dacă eu, de exemplu, mă uit urât la Alin și Alin se uită urât la altul, nu facem nimic, fiindcă după aia o să apară dușmănie, bisericuțe sau alte chestii și nu obținem nimic. E normal să fim caractere diferite, că suntem 30 de caractere, dar măcar în teren să fim toți, să tragem la aceeași căruță, cum se spune. Adică suntem prieteni pe teren, dar nu putem fi toți prieteni în afară. Tu ai fost și la Poli, ai fost și la Craiova. Da. Unde există așa cel mai bun vestiar, unde măcar intri cu plăcere, știi cum e, bați ghetele, te așezi pe bancă și poți să privești pe ăla de lângă tine așa cu... Da, la toate echipele am găsit grupuri frumoase și nu pot să fac diferența între ele. La toate echipele am găsit câte un grup sau un schelet la fiecare echipă, rămânea după fiecare perioadă de transferuri. Da, și intrăm și în tema asta despre care se discute deja de vreo lună, deși campionatul de pe început. Și am văzut și prin presa de specialitate și pe site-uri și pe site-urile centrale că sunt avansate tot felul de nume ale unor echipe despre care se spune că vor lupta pentru alea primele 6 locuri. Voi cam ce credeți? Cu cine? Că, evident, și Gloria a fost introdusă în... printre favorite, am văzut chiar la un moment dat pe Liga 2, cred că era a doua favorită.
conform bookmakerilor, că știți cum. Da, da, da. Aia care, aia care dau cotele, știu ei ce știu. Sigur. Cam cu cine credeți că, ne batem anul ăsta? Părerea mea că momentan este de vreme să vorbim exact despre care se bat la promovare, dar din punctul meu de vedere, care au șanse mai mari, să zic așa, ar fi Poli Iași, care... Care n-a luat gol. Cum, da. Care n-a luat gol. Ar fi Poli Iași, cum am zis. Ar mai fi Slobozia, care au un antrenor foarte bun și un lot echilibrat. Practic și au păstrat nucleul. Și Chiajna, poate, să zic... I-am văzut pe Chiajna acum cu, Cixere, da. Da, a câștigat unul. A câștigat la o echipă destul de arțăcoasă și care mereu au pornit mai prost, dar au avut obiectiv play-off la fiecare an. Da, de obicei, campionatul în Liga a doua este unul echilibrat și sunt echipe de valoare apropiată. Nu pot spune că una este clar favorită și oricine poate bate cu oricine. Nu cred că există o favorită certă. Îl ascultam pe domn profesor, a oferit un interviu înainte de începerea campionatului, înainte de prima etapă, și spunea că, spre deosebire de anul trecut, programul e puțin mai bun. Asta presupun prin prisma faptului că vom avea 10 meciuri acasă, da, sau de ce? Da, avem 10 meciuri acasă și 9 în deplasare. Da. Și este un program mai facil, să spunem. Anul trecut cum era? Eu știu că ați avut vreo 2 meciuri, ați avut deplasare la Poli. La ambele Timișoara. La Ripensia, cu Roșu ăla. Alu Ciobanu, da. Alu Ciobanu. Ați mai avut una lungă de tot. La Unirea Dej. La Unirea Dej. Unde s-a jucat aia? De la Schellenberg. S-a jucat pe lângă... La... O localitate. Avrig. Avrig, exact. Cu 1-0, 2-1. Da, 1-0 și-a întors. Cum e... În contextul că știm cum se circulă, de faci 2 ore acum până la Focșani, faci o oră până ieși la Mărăcinere aici, cu cred asta. Să stai în autocar, ok, te oprești de odată. Bănuiesc că asta vreau să înțeleagă lumea, că am avut de multe ori sintagma, bă, fotbalul n-ai bă, așa, o dată pe lună, așa, cașcavalul, știi cum se vorbește despre fotbaliști, stă 2 ore la antrenament și aia. Bănuiesc că e foarte greu să faci asta. Până la Timișoara aș muri de plictiseală. De obicei, când plecăm la Timișoara, de multe ori am plecat chiar cu 2 zile, ca să putem să ne revenim. Să dormiți acolo. Da, să prindem și un antrenament dimineață, să nu mai stăm, să ne dăm jos din autocar, cum se spune, mergem la masă și direct la somn, am morțit și asta. De asta se pleacă și cu 2 zile, cât de cât. Dar este destul de greu, să știți, că na, este un drum foarte lung, de vreo 13-14 ore, numai că noi în spate acolo suntem un grup care mai ne jucăm cărți, mai râde, mai ne uităm la un film, mai să treacă timpul într-un fel, că altfel e foarte greu. Să... Da, în comparație cu anul trecut, acum, probabil și de asta domn profesor a spus că avem un program mai ușor, pentru că am păcălit, cum s-ar spune, între ghilimele, 2 deplasări la Timișoara, le avem acasă. Doar la Poli vom juca în deplasare, dar cu Dumbrăvița și cu Ripensia, am și jucat acasă. Apropo de Dumbrăvița, că am multe numele ăsta, pentru nici n-am văzut, nici nu l-am văzut jucând pentru că n-au fost televizate. Materialele astea cu meciurile se cam țin la secret, bănuiesc că și domn profesor are probleme în a procura să faceți vizionări cu cine e Dumbrăvița? Spune. Lasă-mă pe mine, da, că eu am jucat la Politehnica Timișoara și... Vreau să, chiar vreau să... E o comună mai înstărită sau ce e acolo? Da, un fel de Snagov la București. E un fel de Florești este... pentru Cluj? Ceva de genul, da, da. O comună, ai zis bine, cu o echipă care știu că de mult vrea promovarea, cu jucători tineri foarte buni care au reușit să bată Reșița, care la fel avea o echipă foarte bună cu jucători experimentați. Și antrenor avea. Și antrenor, pe domnul Alexa, da. Tu ce știi? Adică... Eu, când am fost la Hunedoara, chiar am jucat împotriva lor și tot, cum a spus și Alin, au o echipă destul de bună cu jucători localnici, să zic, și unii chiar experimentați, dar din câte știu, e cea mai bogată comună din țară. Deci așa e... Da. Deci există bine fel de Znagov, e șmecherie acolo, trăiește. Da, da. Apropo de Hunedoara, facem o paranteză, mai e vibe-ul ăla, adică mai iubește lumea. Când am fost eu, adică... nu era chiar așa emulația asta care s-a produs anul trecut, fiindcă au avut obiectiv promovare și urmează sau au sărbătorit centenarul. Da, da, da. Au sărbătorit, deci eu practic aveam un proiect cu sărbătoria centenarului să și promoveze. Din păcate nu au
pe ăștia, pe crapii aia, grași de la Hunedoara, nu cred că nu e prins. În ce an ești născut? Eu sunt 92. 92, a. Păi, Mișa Klein, Dumnezeu să-l ierte, se scrisese deja Mișa Klein, de Andone, da. De a fost, Puriu. Domnul Andone și domnul Renic au fost, chiar i-am prins și eu. A fost odată, chiar atunci cred că semnasem un proiect ceva să vină cât mai aproape de club. La 2 ani după ce am plecat eu, chiar s-au mișcat destul de repede și și anul ăsta obiectiv tot promovare. Da. Eu cred că o să reușească până la urmă. Doamne, vreau să sar de prima etapă, că eu am fost la meci, a fost o victorie chinuită, chiar nu speram și nu speram. Vorbeam și cu colegi din presă, bă, până la meciul ăla din Pantelimon, până în nenorocirea de teren, nu se vine nimeni și lumea era pesimistă în Buzău. Ce s-a întâmplat? A fost și Bașca, a fost că am văzut meciul, că a fost weekend, da. Au fost câteva momente foarte, foarte nasoale, a fost un început ezitant. Ce s-a întâmplat? A fost declicul ăla de v-ați revenit? Cum eu cred revenit? Că începutul de campionat mereu e, poate fi așa, să începem ușor timorat sau nu știu. E normal să oarecum să începem așa, dar e bine că ne-am revenit până la al doilea meci și acum avem un moral foarte bun cu 6 puncte din 6 în comparație cu anul trecut când am început cu... După două etape aveți 0 puncte anul trecut. Da. Și al treilea a fost punct, cred că tocmai la Timișoara, dacă țin eu bine minte. Da. Uite, că-s bătrân, dar mai mi-aduc aminte ceva. Și cu jocul cu Cluj la primul de acasă, subțire rău de tot. Da. Și cu o greșeală individuală, știu că a dat Alin o pasă, Moanea. Alin, era Căstocea. Da, da, Căstocea. S-a recompensat cu ripenzi. Da, 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 acum, mamă, ce... Acum eu i-am zis și la interviurile după meci, ar fi trebuit să-i dați câte o bere, că v-a scos așa. I-am dat. Da. Chiar ieșiți după meci, uite că ieșim un pic din sfera venirii la teren a meciului și după aia a plecat acasă. Ieșiți după meci între voi? Da. Am văzut și colegi de voștri care vin cu familia la stadion, adică e o atmosferă decentă. Înaintea meciului cam toți au susținători din familie, mă refer. Că practic la toți vin, ba familia, ba prietene, ba nevestele cu copii. Și după meci, să știți că ne mai strângem. Așa, ieșim la un suc, mai povestim, bă, cum a fost, ce ați mai făcut. Dar simțiți, apropo, anul trecut, eu tot așa, vorbim cu microbiștii și chiar și cu vecini de aici, de prin Micro 3, se simțea așa o lipsă de încredere. Când se schimbă, știi cum e, schimbarea stăpânului, bucuria nebunului. Cine sunt ăștia, de unde vin ăsta? Simțiți așa o apropiere din ce în ce a publicului? Eu, să vă spun, eu am mai jucat și înainte la Gloria. Da, da, da. Și să știți că suporterii buzoieni sunt într-adevăr puțin mai dificili. Hai să spun că am și zis în emisiune și am și scris. Am un epitet pentru suporterul buzoian, l-am numit sclifosit. Da. E mai rău decât răsfățat. Da. Se aprinde repede, cum zicea Grigorie Oreche de Ștefan cel Mare. Degrabă varsă sânge de om nevinovat câteodată. Puțin răbdători, am văzut la Iripensia, nu știu dacă ați auzit voi de pe bancă, au apărut admonestări în minutul 20. Da. În minutul 20. Da, eu mă întreb, ce fac ăia lui Manchester United? Devin și plătesc 80 de lire biletul și își iau în barbă de la Brighton în prima etapă și după aia 4-0 deplasare. Da. Aia ce să mai zică săraci? Da. Și ce venit sunt și ce transferuri și nu mai vorbim, mai intrăm în detalii. Lasă-mă că au dat acum 70 de milioane azi pe Casemiro. Casemiro, da. Da. Simt, pe de o parte, e într-o fel bine, într-o fel rău. A început să vină lumea la stadion, dar uite, nu există reacția aia. Bă, ții cu echipă, vii cu echipă, dacă tot ai venit la stadion. Pentru mine v-am spus, ca să vă spun așa în mare, v-am zis, sunt un pic dificil, dar doar noi putem să-i atragem și mai mulți la stadion prin rezultate. Și totodată, adunăm victorie cu victorie, jocul va fi mult mai bun, 100%. Și ei nu o să mai fie nemulțumiți, să zic, din minutul 20. Dorin, dar chiar ideală, vreau să ne susțină cum o facă fotbalului, cei din Peluză. Da. Dacă vii la stadion, îți încurajezi echipa, că ai văzut, dădeam exemplu celor de la englez. Da, uite, hai să nu luăm Anglia Premier League. Uite, luăm o echipă Augsburg din Germania, care de-abia s-a salvat de la retrogradare. Băi, vii la stadion, îi ajuns pe aia săraci, că scui pe sânge. Asta se întâmplă într-o lume ideală. La noi, în România,
adică să nu vii la stadion doar pentru că au bătut ultimele 3 meciuri și s-ar putea să bată, nu, și acum. Nu, ca suportere. Deși și păi înțeleg că la situația socială din România vii la stadion, uiți 2 ore că, eu știu, ești cu roșu la întreținere sau că ai niște. Da, și îți vergi năduful. E, uite, bănuiesc că și la Timișoara și la Craiova sunt două echipe, tot la fel, cu suportere destul de tricky. La Oltenia acolo am fost la 2 meciuri. Cu galeria lui Dinamo, n-am văzut orașul. Când au băgat în dubele alea de jandarmi, aveam geam doar sus, că aruncă oaia cu cataroaie din, de pe blocuri. Da. N-am văzut orașul. Da. Bănuiesc că și acolo e o lume destul de dificilă. Și o echipă de tradiție. Ai ales să dai niște exemple cu niște echipe foarte de tradiție, cu suporteri înfocați. Și cu suporteri, care... da. Toată lumea știe. Aici doar v-am zis, doar prin rezultate o să-i atragem la... Și prin joc, că și dacă joci bine și se întâmplă, Doamne ferește, să faci egal sau să pierzi, cred că nu, nimeni nu zice. Dar nici asta nu o văd o soluție. Cum ai zis tu cu Ripensia, am preferat să jucăm mai proști și să obținem toate punctele, că practic fotbalul e pe puncte, nu e pe ocazie, nu e pe... Și e... Cum a zis și Tamaș după... Da, cum a zis și Tamaș, mai bine fac antijoc și am 3 puncte, decât să joc spectaculos, să dau 4-5 bări și... Să nu iau niciun punct. Numai departe de anul trecut îmi amintesc un meci cu Panduri, era Trica antrenor la el, cred că a fost 0-0. 1-1. Sau 1-1. Când am la Roșu. Da, exact, Roșu Vârtej. Vârtej, da. Deși cu în 10 oameni, cofunda și la centrul terenului. Și nu s-a, adică prefer vorba ta, un 1-0 ăsta italienesc așa, decât... Mai ales că acum avem obiectiv promovare și toate meciurile să fie grele, fiindcă numai... Sunt echipe care or să vină la noi la Buzău să ne atace. Vă o să vedeți și mâine, or să se pună mai mult ca sigur pe două linii, o să înghesuie jocul și noi automat trebuie să construim și să ducem mingea la margine, să-i desfacem și tot așa. Cum e schimbarea asta de paradigmă dacă, să zicem, anul trecut, când știați că nu aveți dreptul neapărat la promovare? Era, să zicem, în subconștient ai o lipsă de motivație. Nu, că și anul trecut am avut... Că se juca pe prime, pe da. Nu, am avut obiectiv play-off și automat. Dacă intram în play-off, nu ne dădeam la o parte. Tot anul ăsta e presiunea mai mare? E o presiune care te și motivează în unele momente. Adică e o presiune bună care vine asupra grupului. Că știi că trebuie să câștigi fiecare meci. Și până la urmă de asta te apuci de fotbal. Să ai și tu obiective mai îndrăznețe și să joci cu presiune, că practic atunci vezi dacă ești fotbalist, când joci cu presiune. Că așa dacă joci cu, dau un exemplu, cu limpeziș, fără nicio presiune, normal, că îți ies toate. Când joci cu presiune și trebuie să câștigi orice meci, se mai întâmplă să mai joci și mai prost. Dar practicarea sunt meciurile. Când joci, de exemplu, te duci la Oțelul și joci cu 10-12 mii în tribună, când joci cu Iași, care... Și ei au spectatori, au același obiectiv. Jucăm la Steaua, iar. Jucăm la Steaua. Exact aceeași etapă ca anul trecut. Meciurile astea, pentru meciurile astea te apuci de fotbal. Uite, apropo de Steaua, și ăla de la, și meciul ăla a fost un meci cu ghinion, cu un gol ciudat, marcat și penalti ne-au acordat, cred că am avut, da. Plus vreo două ocazii Ecolo, care acum e la Slobozia, la Slobozia, nu? Da. M-am întâlnit cu el la amicalul ăla, primul de pe stadion. Primul amical. Și ăla a fost un meci la care s-au pierdut niște, la care contau foarte mult. Primul amical eram într-o... Nu, eu vorbesc de meciul cu Steaua. Lasă amicalele. A pierdut, deci au fost niște surprize până amicale în vara asta. Nu, mai zic. Nu, amicalele nu se contabilizează. Deși am auzit, apropo, am auzit și am și citit niște replici și după amicale. Da. Nu vreau să le comentez. Dar uite, te gândești anul trecut, sunt sigur că v-ați, așa, dacă derulăm în spate, găsim niște meciuri unde s-au pierdut niște puncte foarte, care puteau fi obținute foarte ușor. Da. Păi am avut meciul. Deci cu Slobozia anul trecut, și cu tot așa, meci și dominat. Cu viitorul, și la Ripensia, chiar în 10. Da, și... Eu la Ripensia pe ăla nu l-am văzut, am văzut doar așa highlight-uri. Și cu Schellenberg am condus, ne-am întors. Bine, până n-am avut meciurile în mână, chiar și ultima etapă cu Chiajna. Dacă aveam un pic de noroc și făceam egal, putea să ne dea și penalti. Și bară, penalti. 11 meci. Acum, cu meci în urmă a avut tot Pablo Bară la Petrolul, putea să intre șutul ăla spectaculos și aia era. Eu am văzut după aia, am produs, cum spune românul, niște imagini de la FRF și
Mi-a luat atunci mult hate la NAF. Deci n-a fost penalti că nu l-a lovit, l-a lovit mingea pe undeva pe aici. Dar eu fiind la stadion, că eram de... Și din teren s-a văzut. Din teren se vede pe relorile alea cu încetinitorii, se vede Alin că era, eram exact lângă Alin fază. Alin era în teren, iar eu eram lângă ăla. Sunt momente de-astea care vă bântuie și acum, după ce au trecut niște luni? A fost câteva frustrări, îmi dau seama, și dezamăgire, în primul rând, că na, noi muncim practic un an pentru un obiectiv, iar dacă vine un om negru și face meciul dezastru... Apropo de munca asta și după aia luăm pauză, nu, mă refer aici, vreau să vă răspund de antrenor și de staff-ul lui. Cum scăpați de rutină? Să nu fie, bănuiesc că antrenamentele trebuie să fie cât se poate de diferite. Uite că vorbeam de Manchester United, Sir Alex Ferguson, o dată la 2 ani și concedia assistant manager ca să schimbe metodele de antrenament, pentru că vrei, nu vrei, sunt cam aceleași. Cum se scapă de rutină la nivelul ăsta? Păi asta mai mult depinde de staff, dar vă dați seama că schimb antrenamentele, nu sunt într-un ciclu săptămânal, sunt unele antrenamente, în alt ciclu, de alte antrenamente și tot așa. Adică e o repetă, diferențiere. Da, le schimbă, că na, cum ai spus și tu, nu poți să faci un an cap-coadă aceleași antrenamente. Nu, chiar le schimbă și sunt preocupați, ceea ce ne și interesează. Eu cred că mergem cu zâmbetul pe buze la antrenament și ne dorim să lucrăm cât mai bine ca să luăm cele 3 puncte la finalul săptămânii. E o miză, se simte așa din... Eu am jucat fotbal, dar nu la nivel profesionist. Odată cu apropierea meciului, se simt o leacă, nu știu, crispare, motivație. Că una e să faci marți, că lunea, hai că e liber, altfel faci vineri sau joi. Cred că un jucător profesionist de marți, de la prima antrenament al săptămânii, cred că trebuie să gândească la meci. Bine, bineînțeles, joi, vineri, începi să te gândești 100% să fii cu capul acolo, dar toată săptămâna începi să te gândești la stilul de joc al adversarului, la adversarul direct, la ce ai tu de făcut în teren. Să-i analizezi un pic. Analiză se face. Da, sigur. Și video. Da. O să vă zic eu în pauză de un antrenor care face câte 8 ore de analiză. A luat acum a fapt cineva. Dar luăm o pauză de publicitate și revenim în câteva minute și cu câteva aspecte din afara vieții de fotbalist. Vorbim, eu știu, despre filme, vedem noi. Surprize. Revenim. Da, am revenit, vorbeam în pauză de tot de fotbal, evident. O să ieșim un pic din sfera fotbalului, dar într-un fel o să rămânem tot la sportul rege. Vreau să vă întreb pe ambii, în primul rând, când v-ați dat voi seama, ok, orice copil visează să se facă fotbalist, nimeni nu vrea să fie, sau puțin, mecanic de locomotivă, aia tot ceilalți mai sunt, cât un doctor, cât un inginer, dar când v-ați dat seama că și puteți, adică uite bă, am, nu știu, 10 ani, 11 ani și am o mare șansă să devin fotbalist. Eu... Cred că mi-am dat seama așa că pot ajunge fotbalist când am fost chemat prima oară la lotul național. Am simțit așa că sunt bun, că am valoare, că altfel nu m-ar fi chemat acolo. Și am început să am încredere în mine și să cred că pot să ajung fotbalist. Cam câți ani aveai? 15, 16, la, nu știu. La U15? Era, da, U15 prima, pe timpul ăla? Prima selecție, da, prima națională, da. Cam pe ce an era? Eu știu că te-am prins, nu știu, mai știu, mic știu că era domnul Manolache. Am înțeles. Deci, da. Cred că 2011, 2012... Cred, da, ceva. Cam pe timpul ăla. Eram în presă. Adică te știu de când erai, da, mic. Da. Tu cam pe la tu așa... Eu, prima dată am fost făcut în junioratul 2 ani la Dinamo, după aia m-am mutat la Steaua, după aia am făcut pasul la seniori, la Râmnicu Sărat. Debutasem la 15 ani, iar între timp jucam și la juniorea. Și am avut un turneu zonal la Râmnicu Sărat și atunci m-am întâlnit cu foștii mei colegi de la Steaua, Alba Iulia și Chiajna. Am jucat foarte bine cu Chiajna și după meciul ăla mi-a zis domnul Neanelu Butoi, de mâine dacă vrei să te prezinți la Concordia Chiajna, să te mai vedem odată și să semnezi contractul. Practic atunci a fost cea mai mare satisfacție și atunci mi-am dat seama că pot demonstra în fotbal. Aveam 15 ani și 8 luni și la 16 ani și 4 luni am debutat la Liga 2. Pe cine, chiar la Dinamo, pe cine aveai, profesor? La Dinamo am avut pe domnul
Mihăiescu și după aia la Steaua pe Cornel Ionescu. Mare fundaș, cred că cel mai mare fundaș de din istoria lui Dinamo. El și Cosmin Contra acolo se bat. L-am prins jucând. Și domnul Sameș l-am mai avut. Mare fotbalist de asemenea, presupun că la Steaua l-a avut. Da, da, Sameș, da, la Steaua, da, la Steaua. Deci a avut Dumitriu 4. A avut și dascăl de ăștia, da, și mechie. După aia am prins la Chiajna cu domnul Bumbescu și domnul Liță Dumit. Iar uite, Bumbescu, de Bumbescu, am... puțină lume știe, da. Nu știu dacă ți-a zis, a luat titlul și cu Steaua și cu Dinamo. Da, Steaua a luat mai multe și Champion Steaua, League, da, cum zice. L-am avut și eu la Lotul Național și ne-a povestit și nouă. Da. Mare fundaș central, da. Îi se spunea ministrul apărării. Și atunci, na, când ți-am zis, de ți-am zis că am fost la Chiajna, am avut și satisfacție, fiindcă am avut colegi, Valentin Crețu, Gardoș, Niță de la Sparta Praga, Laurențiu Diniță, Oprița, Trică, adică Ciobotariu, Marius Soaie, adică nu aveam ce să comentez, stăteam numai cu capul în cason și mă pregăteam. Okay. Dar am avut satisfacție și șansa de a juca cu fotbaliști. Uite, tu te-ai însurat, o să, uite, tot amânăm subiectul ăsta, dar te-ai însurat, o să aveți copii. Îi vezi încuraja să se ducă la fotbal sau știu foarte mulți fotbaliști, sportivi în general, cu unii chiar am avut șansa și am șansa să fiu prieten și majoritatea mi-a spus, bă, nu l-aș încuraja că e chinuială mare. Numai eu știu ce am tras sau prin ce am trecut. E important să-i placă lui. Cred că o să-l dau la un sport să se formeze, să evolueze ca și persoană, dar... Eu consider că am și evoluat ca persoană, ca și caracter în cadrul unui grup. Că am ajuns să fac performanță din asta e că mi-am dorit eu și mi-a plăcut. La fel și copilul meu, dacă o să-i placă și o să își dorească să ajungă mai departe, da. Asta am zis și eu, un sport de echipă în primul rând te învață dincolo de a juca un joc. Da. Te învață să vrei să câștigi, dar să nu vrei să câștigi cu orice preț. Te învață să te încadrezi să... într-un grup, într-o societate, adică îți ridică și alte repere valorice, nu numai la de sportiv, la un sport individual care, culmea, acum dacă vedeți performanțele la nivel de România, sunt mai mult în sportul individual. La unde ești tu cu familia ta, cu un staff și aia ești, îți construiești o lumea ta. La fotbal, mai o leacă de... Știi cum e? Încă de mic, am prieteni cu care am făcut fotbal și care are și frați fotbaliști, a avut, cu care sunt din clasa întâi prieten și acum, că și ele, o mare e mutat până în America, Costel Aramă, nu știu dacă el e cunoscut așa în lumea asta celor mai bătrâni, sau cu Pitu, dacă Daniel Niculescu, tot la vârstă, la fotbal suntem prieteni după 30 de ani. Sportul de echipă e greu, e concurență, dar până la urmă te învață și alte lucruri. Da. Cum a fost? Ești familist? Căsătorist. Da. Cel mai mare meci al meu în vacanță, da, mă bucur că eram de mult timp împreună cu soția mea și mă bucur că am făcut pasul ăsta. Adică, hai să luăm pe aia, e X, nici 1X, nici X2, nici e X. X, da. E mai mult 1. Îți aduce o responsabilitate în plus? Acum că ești, nu știu, hai să folosesc un titlu pompos, om de familie. Da și nu. Adică de acum gândim la doi. Gândesc la doi. Gândim la plural, da. Tot viitorul, până acum mă gândeam doar la mine, de acum ne gândim la amândoi. Sunt cumva priviți în, nu știu, acum, e 2022, da. Întreb și eu din postura microbistului, a jurnalistului, sunt cumva priviți fotbaliștii sportivi, familiști mai bine? Adică uite mă, ăsta e familist, e mai serios? Să-mi spună... Nu neapărat, că na, eu mă refer la mine acum, sunt într-o relație, dar nu cred că asta contează pe teren sau să fii privit altfel. Atâta timp cât îți faci treaba pe teren și poți să fii și singur, nu cred că se întâmplă ceva dacă ești cu cineva sau dacă ai soție. Am auzit la chestia asta de recrutare, cum se uită, că am mai vorbit și cu tehnicieni. Ok, te uiți la... Acum te uiți pe Instat, că e ușor. Te uiți la ce cifre are, te uiți la un istoric al accentelor și am auzit tot timpul sintagma asta, seriozitatea. La noi în Balcani e ceva cu seriozitatea, nu știu de ce, cred că nemții nu o să întrebe mereu. La ei e constant, toată lumea e serioasă și fugim 12 km pe meci în medie.
De-aia mă întrebam, că poate fi infamilist, nu știu, e mai ușor trece în fața unui antrenor decât un burlac. Viața extrasportivă e importantă în viața unui fotbalist, pentru că poți un meci, două, să dai 100%, să fii foarte bun, dar nu poți pe o durată mai lungă, pe tot campionatul. Așa, dacă ai grijă de tine și îți respecti meseria și ai o viață extrasportivă serioasă. Stai clar, fotbalul te tratează la fel cum îl tratezi și pe el. Exact. Au fost rare cazurile alea de fotbaliști care fumau înainte de meci, pe tunelul de la fotbaliști mari. Sau la nu, fumau la pădă, da, pe tunel. Sunt niște pozele lor. Atâta timp cât ei dau un randament în teren, nu cred că are ce. Dar să e cert că randamentul ăla, la un moment dat, se cam oprește. Și dacă unii, văd acum, joacă până la 38-39 de ani, în momentul în care nu-ți respecti corpul tău, te arzi mai repede. Legat de cultura asta a fotbalului, nu știu, cu ce echipe țineați când erați mici? Eu cu Steaua am ținut de mic. Unchiul meu a fost jucător la Steaua, Damian Militaru, și a rămas cu Steaua de mic. Optar? Optar, da. Vete. Chiar aveam, eu fiind la Movist, am primit la un moment dat un tricou de la cu Bancorex, erau... Te-am, tot așa și l-am dăruit, la rândul meu, că nu prea aveam ce face cu el. Am tot luat acasă. Și cu, acum cu cine ții? Cu Steaua sau cu FCSB? Nu, cu FCSB. Cu FCSB. Pentru mine FCSB e Steaua, nu? Uh-huh. Că sunt două echipe. Avem două simte, Basarabia e România, FCSB e Steaua. Da, zis. Ați văzut și aseară cine ține cu Steaua, dar... Da. Tot se spune că, domne, FCSB și Steaua, și a dat un titlu că FCSB până la urmă e Steaua. Ai văzut ce e în tribuni. Tu, Alin, cu cine ține când erai mic? Nu cred că am avut o favorită așa certă, dar de când am ajuns în Oltenia la universitatea, m-am făcut Oltenia. Cum e atmosfera acolo înainte de un meci? Suporterii iubesc foarte mult orașul și fotbalul. Vorbesc că se simte încă de vină dacă meciul e sâmbătă sau chiar de joi. Da, mai ales când se aude în tribune Tudor Gheorghe, când cântă Au nebunit să-l câmi și toate cele. Da. Foarte frumos. Poți să ai și probleme, evident, dacă nu... Dacă nu vezi perfectul simplu, e o problemă. Da. Făcurăm bine și nu învățarăm la timpul lui. De afară, la ce campionate vă uitați? La ce echipe vă plac? De afară, eu sunt fan Real Madrid. Și din Premier League cu Liverpool. Am crezut că zici United. Nu. La United de suferință. Nu, de-aia întreb că sunt și asta, să ții cu Real Madrid... Da, să fac o paranteză așa, sunt la noi investiari care țin cu Real Madrid și sunt care țin cu Barcelona, așa, și ne mai tachinăm. Aveți mai eu cu Daniel Bărtăiș, de exemplu, ținem cu Real Madrid, și când s-a jucat acum semifinala și apoi finala, toată lumea, că Real n-a jucat nimic, că sunt norocoși, că până la urmă, trofeul, cine l-a ridicat? Alin, tu ce echipă urmărești? În Premier League, Liverpool îmi place mult. Și Arsenal, văd că au început bine acum. Au și băgat. Da, au și investit. Și Gabriel Jesus, da. Băgat. Și la Paulo Otavio, la ei. Cum zicem așa, ieșim din sferele academicului, e cam fotbalist ăla, nu e? Și-au făcut și apărare. Vreau să-l lua și pe Marquinhos la un moment dat de la PSG, dar nu s-a întâmplat. Deci ție îți place fotbalul englez, să zicem. Da, mai Premier League, da. Mai pe intensitate, mai pe forță, așa, tu la spanioli? Eu cu Spania, da. Cu Spania. Uite, eu țin cu Bilbao, dar am fost... Ești basc. Nu, din întâmplare. Deci, știi cum e, ești mic, te duce cineva undeva și rămâi cu aia. Mă uit la un meci, acum am văzut, n-a fost sub pe poartă cu Mallorca. E bine că ai statistica cu tine. N-a fost sub pe poartă în meciul ăla și s-au băgat material, au fost vreo 8 galbene. Deci erau la pauză, erau 6 galbene. Se joacă altfel de fotbal acolo. La englezi ce-ți place? Intensitatea, ritmul? Suporterii cred că îmi plac cel mai mult și că au câte o melodie, câte un cântec pentru fiecare jucător. Am și fost la meciuri la Liverpool și țin minte că era Gerrard și Suarez. Și, Steve Gerrard, dar după aia urma în jurătoare. Da. Și nu putem să zicem. Da, și pe la lui Suarez, știi, deși tot la fel, nu țin cu Liverpool, sunt. Da. Cum ar fi să fie? Nu știu, am fost pe la meciuri încă de prin 85, 84, așa, eram dus pe stadioane. Nu erau la noi, chit că erau stadioanele pline, nu era obiceiul ăsta de a susține echipa
și acum iar o să-mi iau hate necondiționat. Și pe timpul ăla se mai arunca câte o caterincă. Da, dar veneau mult mai mulți suporteri la meciuri. Țin minte că, de fapt țin minte, n-am de unde să țin minte. Știu, am văzut poze când era lumea la Craiova, pe vechiul Oblemenco, era urcată pe turnul de, pe stâlpul de nocturn. Păi și la noi era urcat. Și la Buzău, 2007, da. 2008. Am fost la meciul ăsta, liniștit. Când s-a umplut stadionul și... La noi se urcau pe blocurile astea de pe lângă stadion. Pe blocul stadion, de lângă, electrică, da, 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 care era nou pe timpul și ăla. Și cine n-a mai prins loc pe scaun erau pe scările. Dar cântece dintre astea pentru fiecare jucător, un atașament dintre astea față de echipă, nu era vezi, nici pe nu timpuri. Cred că e la nicio echipă din România. Zici că are... Și asta e păcat, mă gândesc eu. Da. Că te uiți acum, a început Liga a doua engleză, la Hull, la Norwich, care a retrogradat, stadionul plin. Așa mi-ar plăcea mie să fiu și, nu știu, poate și asta, asta e și, și ei, treaba voastră, dar dincolo de stadion, să, nu știu, să, să facem ceva, să atragem publicul către stadion, indiferent cu cine ține. Filme cu fotbal, băgați, mai ales în pandemie? Da. Santiago Munez, gol. Cele trei ăla filme. Cu Marcel Iureș. În primul episod, parcă, antrenorul de la Newcastle, de la Newcastle, Newcastle, da, și care da, e antrenor român. Da, 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 foarte bun filmul, eu țin cu Newcastle. Când eram eu mic, era Alan Shearer. Da, da. E, și în filmul ăla e. Da, e apare 10 secunde. 10, da. Apare și... Da, de, bănesc că în pandemie ați băgat la greu. Seriale și filme. Și, adică, ca fotbalist, vă uitați la filmul ăsta cu fotbal. Am făcut și un top cu George Timiș o dată. Eu m-am uitat la Sunderland. Sunderland, da, da, e foarte tare. Da, e lângă Newcastle. Da. E un fel de râmnicul sărat da, față da. De Buzău, Sunderland. Am văzut piața lui Benzema, a lui Griezmann. Cam ce apare pe net? Ce apare documentare. Pe documentare și astea? Palu Cristiano, Palu Messi? Pe DigiSport. Cristiano sau, apropo, uite că mi-a ridicat-o la filă, Cristiano sau Messi? Cristiano eu. Pentru atitudinea lui față pentru de... Pentru atitudine, recorduri. Muncă. Profesionalism. Abdomene? Nu neapărat abdomene. Eu zic pentru o mie de abdomene pe zi? Pentru ce a făcut el până acum în fotbal. Aveți și noi un personaj în fotbal românesc care a făcut 1000 de abdomene pe zi până după 50 de ani. Victor Pitor. Iete, vezi că da. Și mai avem pe Cristian Ciobanu. Cristian Ciobanu. Cristian Ciobanu face? Face 1000 face zi. Ieri am auzit că a trecut la munca de jos, a început să vândă bilete. Da. Da. Uite, astea sunt acțiunile care pot fi apreciate și de marele public, dacă puteți să spun așa. Să mai vezi câte un jucător ăsta coboacă și se coboară de pe... Da, dar eu știu... trebuie să vină și lumea. Adică, nu, noi ne ducem... Noi am încercat, dar au vândut doar două bilete. Dacă două... Uite, cu repensie a fost. Nu, nu a fost, mă refer nu, la ce... Cum da, ai da, zis da, tu, da, la știu. Activitate, ei s-au dus, dar ușor, să ușor, fie da. Un pic mai multă lume. Mă uitam, cu repensia... Nu, lumea nu a venit să zic, și cred că mâine o să fie mult mai... aia... Da, mâine o să fie și mai cald. Și nu înțeleg de ce nu putem juca nocturn. Avem da, nocturnă și nu putem să beneficiem mare, de ea. Marele nostru. Probabil sunt programate alte meciuri. Trebuie să se... Sunt și alte mai e și Premier League. Meciurile astea se televizează și trebuie să-i dăm cezarului și al cezarului. Că da. Cred că urmează să ne bage și mai târziu. Să intrăm noi în play-off și să fim noi mereu în fața acolo și cred că o să ne mai mute orele astea. Dați-mi un pronostic, că nu mai avem foarte mult timp, la finalul sezonului ăsta regular. Există discuții cum că nu vom fi între primele șase echipe? Nu. Noi ne gândim în primele patru. Noi ne gândim în primele patru, cum a spus și Ali. Patru echipe. Da. Eu zic locurile 1-2. Care tot aici sunt pronostic. Uite, ești super optimist. Da. Adică ce văd și la antrenament și valoarea lotului și cum se lucrează, adică nu este altă cale de întoarcere. A fost partida asta cu repensia, apropo, a fost un hopt care trebuia trecut un moment dintre ăsta? Da. Mereu începutul de campionat trebuie, dacă scoți și 3 puncte, foarte bine. Pentru că nu ți intri în rind până ți intri în rindul campionatului. Contracandidatele noastre n-au câștigat niciuna. Steaua egal, Oțelul egal. Oțelul, să zici că a jucat cu Iașiul greu. Chiajna a pierdut. Nici acolo nu s-a tras la poartă. Celimbăru a pierdut. Cum e să simți că nu merge jocul, că nu-ți iese nimic, că ai și un public destul de ostil, o parte din public, cum tratezi neputința aia din momentele alea ale meciului?
Trebuie să fii concentrat până minutul 90, până la ultimul fluier al arbitrului, să crezi în tine, să crezi că poți câștiga, nu contează nimic altceva. Să joci practic din minutul 1 până când fluieră arbitru, la fel, chiar dacă nu ai reușite. Da, ați avut momente din astea când a dispărut și umbra aia și cea mai mică umbră de încredere? Au fost momente, și vezi că se și scurge timpul, stai că... Știu, asta vezi că și ratezi, vezi că... Au fost momente, dar după aia, ușor, ușor, tot noi am scos-o la capăt. Că n-are cine, dar nu intră ăla din tribună și îți dă gol. Cât de mare e frustrarea când vezi că voi simțiți din, nu știu, primul sfert de oră, dacă ce, mai devreme, că adversarul e mai slab și că nu poți să-l desfaci să... Bănuiesc că meciurile astea sunt cele mai... Pe asta aici intervine experiența la un moment dat, fiindcă cu cât trece timpul, cum ai zis tu, da, intervine o oarecare criză de timp și de spațiu, să zic așa. Dar, per total, dacă ai răbdare, poți da gol și minutul 90 și minutul 92. Până la urmă, tu trebuie să câștigi. Asta trebuie să ai în cap. Când intri pe teren, până nu fluieră la finalul, nu mă opresc din ce am de făcut în părticica mea. Dacă tu ți-ai făcut datoria, eu zic că n-ai și ceilalți de lângă tine, că nu joci singur, că tu ți-ai făcut datoria și colegii la fel, nu ai cum să nu ai șanse. Și suporterii cred că ar trebui să înțeleagă asta, că nu putem câștiga fiecare meci cu 6-0 sau... și 1-0 e de ajuns. Da. Și mâine, dau un exemplu, dacă câștigăm tot cu 1-0, tot 3 puncte. Că e important pentru noi să câștigăm fiecare meci. Nu că trebuie să facem acum spectacol, să avem mâine 45 de ocazii și cum ai zis tu, nu intră mingea în poartă. Nu erai tu născut. În 89-90, Inter a câștigat titlul, el se bătea cu Milan, nu era cu ea trei olandezi, presupun că ați auzit. La Inter erau trei nemți, Breme, Mateus și cu Klinsmann. Da. Și din 34 de etape, Inter a avut 17 victorii atât. Și restul numai egal. Erau și două puncte la... Atât egal. Asta a fost linia, 17 cu 17. Deci și noi ne facem calcule. Și pe locul 2 a fost Sampdoria. Și juca taxul Chiesa. La ei, nu, era junior și el. Da. Așa ne-am făcut și noi niște calcule în vestiar, că dacă tu bați tot acasă, automat prin play-off, ce mai bați și prin deplasare, ești în primele 6. Adică calcule așa putem face oricând. Da. La final de sezon, când tragem linie, să fim în obiectiv. Asta e cel mai important. Da, eu sunt sigur că ne vom mai întâlni până la finalul sezonului. Evident, ne vedem și la stadion. Chiar a fost o plăcere. Vă mulțumesc amândurora. Mulțumim pentru atenție. Sănătate în primul rând. Să aveți un sezon sănătos, fără absolut niciun fel de accidentare și să ne vedem cu bine. Prima dată după etapa 7, când se face pauză, da. Să luăm o gură de aer. Și după aia, la sfârșit, înainte de play-off, să fie și lumea asta din Buzău. Buzoianu așteaptă de... Uite, ai zis tu bine, din 2008 așteaptă promovarea în Liga 1. Vă promitem că nu o să-i mai dezamăgim, cum cred unii. Doamne ajută! Vă mulțumesc amândurora și baftă, baftă, multă. Mulțumim la fel. Da. Aici punem punct ediției de azi a Orei de Sport. Vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Până atunci, sănătate vă urez și vouă. Și să aveți parte de fotbal românesc sau sărin, dar de calitate. Numai bine.